Avem live. Bun. Și începe a doua hartă, GG versus Bucharest Bandits. Bucharest Bandits, Bucharest Business. Trăița, familia. IGG la Tero, mixul la Counter. Și să vedem ce se întâmplă. 2 tunel, 2 mijloc, 1 în bază. Cel mai probabil se va intra în mijloc și B. Auto director on. Eu. Să vedem 3B? Sau, nu, 2B. Și au făcut fake mijloc și se întorc scară, din câte se pare. Da, se intră scară, bomba intră scară și Jaguar îl elimină pe Talaziz. Bomba va fi plantată. Și băieții încep recuperarea. Băieții din, de la Counter, din groapa, așteaptă foarte bine, așteaptă să vină la scară cei trei. Și intră acum, Slevin o mare pe pusie, Slevin. O, trei fraguri pentru Slevin, Jason rămas singur. Manul elimină pe Jason. Un retake foarte bun, foarte bun. Deci n-au murit. N-am mai niciun jucător de la Counter Peritec. Bun, 1-0 avantaj. Prima rundă pentru Bucharest Business. Să vedem. Bună, Kill Radar Names. N-ai numai nume în jocul ăsta. Hai să vedem. Echo pentru ICG. Tăiem pe mijloc, 1-2 tunel. Voi sta foarte mult cu minimap-ul, cu harta mare. Pare că bomba, se pare că vor intra 4, vor intra în mijloc. Iar bomba se va duce tunel. Să vedem. Funky așteaptă în bază, Manu dublează din porți B și Slevi ține intrarea în B. Funky n-a scos nimica. Manu a făcut frag, l-a omorât, replică Derek, Slevin frag, două fraguri, Wicked replică pe Slevin. 2 vs 3, foarte, foarte prost au jucat, au și arme. Bomba tunel, au luat bomba acum. Un counter tunel. Și 2. La poartă. U 1 vs 2, Wicked, îl știe în poartă, să vedem. Și n-a reușit să-l omoare Funky, l-a nimerit în cap. I-a sărit reculul, i-a sărit arma, ținta tot. 2-0, dar au făcut o rundă foarte bună. Au făcut o rundă foarte bună cei din IGG. Doar ce au platat bomba în prima rundă, acum și-au permis să cumpere, este runda de arme. Bărsculam, spun eu. Să vedem așezarea pe hartă. Un default foarte înceto pentru IGG. Funky în bază, cu bărstul pus pe lamă. Puse jos. Încă atacombă. Se duce mid, direct ține B-ul. Și vor să intre lung. Da, vor să intre 4 lung și nu întârziat. Să vedem ce va face Jaguar. Vedem, smoke în porți, smoke foarte bun în porți. Dar a zis, va da un flash sau nu? Nu? Nu va da nimic. Oh, Jaguar l-a omorât pe Wicked prin smoke. Să vedem. 4 vs 5, se intră scară în momentul de față. Jack se așteaptă scară, va vedea imediat om, vede om, se retrage de flash, aruncă flash. IGG va intra scară, surprins scară acolo. Și foarte bine face Jackson, nu se bate decisiv încă. Jaguar frag pe Jason. Puse replică. Jackson încă n-a murit loc, care ceea ce este foarte bine. Este încă 3 vs 4. Puse le elimină pe Manu. Talaziz pe Funky le elimină 2 vs 3. Slevin face frag pe Talaziz. Vedem flash pe site. Puse Derek 1 vs 2 și Derek a murit, Jackson elimină pe Derek și bomba, trebuie să ia bomba. Are timp? Are, bravo. 3-0.
Cu ultima secundă. Se venea, forțează. Opa, ceva interesant aici la... la teroriști. Au forțat. Ce sunt cu Scar? I-a dat hit-ul lui Manu. A sărit Manu fix în mijloc. Au greșit grav. În lung au greșit grav. S-a băgat unul în față altuia. N-au putut, în al doilea, cel din spate n-a putut să tragă și au murit amândoi. 2 vs 4. 3 teroriști intră prin A și al patrulea este Scar. Derek îl elimină pe Manu. Să vedem, ultimul este în bază, știut. Și Wicked îl elimină pe Slevin. 3 la 1 scorul în momentul de față. Să vedem banii. Și este runda de eco pentru country. Runda de eco. Dacă nu fac ceva spectaculos, probabil o să pierd și această rundă. Hai să vedem ce se întâmplă. Se duc 3 lung, 2 se duc X2. Probabil că o să facă push peste. Între timp intervine pauza. Iar. Pauza. Am. Dar au început foarte bun. Numai că au făcut multe greșeli aici lung. Exact cum vedeți acum. Și cum îi vedeți acum, așa i-a prins cine a prins, l-a zis, sau puse cine a prins. L-a omorât pe primul. Ăsta n-a putut să tragă din cauza lui ăsta. L-a omorât și pe al doilea. A venit Jax. A dat o grenadă. Și a murit și el. A făcut frate, a murit. Situația aia, Jax nu trebuia decât să se le tragă aici. Să aștepte. Hai să vedem. Punem și noi cu altă culoare. Pink. Ah, ce frumos. Ah, prea frumos așa, red. Da, și pauză, muzică între timp. Văd că pauzele astea la nesfârșit. Of. Ia să vedem cine este top fragger în momentul de față. Slevin este top fragger pentru Bucharest Business cu 7 fraguri. Iar la IGG, Wicked și Puse sunt la egalitate cu 4 fraguri. Da, deci... dacă... joacă cu cap, dacă vei ține la counter, joacă inteligent, jumătatea asta și iau măcar... opa, e live. Dacă iau măcar 8 runde, au șansă mare de a învinge. Derek, între te face 2 fraguri. Tale a zis să-l omoară pe Funky. Și îl omoară pe Jax. Și îl omoară și pe Jaguar? Nu. No. Jaguar replică și îl omoară pe Tale a zis. Situația este de 1 vs 4. Jaguar probabil că la oră nu va ține de ea. Dar să vedem cum o ține. Că Jason îl așteaptă și este mort. Ba, este mort. Este... învins. Cum adică cam ce rancuri sunt? La echipe în România sau la ce te referi? Că nu înțeleg. Bun, încă o rundă de eco. Se devine să băgat jos. X3-ul jos. Fără X3 am zis. X. Se le vând o bară pe Puse, l-omoară, foarte frumos, face rost de armă. Și este un jucător la Bunelo, un terorist la Bunelo. Tunelul momentan este liber, dar el nu știe, nu are nimeni să știe asta. 3 jucători de la City din bază se duc acum spre B. Să fie foarte interesant ce se întâmplă. Și Funky îl vede, în mijloc. Pe Jason și l-omoară pe Jason.
Slavin frag pe Thanasis, Wicked îl dobară pe Slavin și pe Mano, două fraguri acolo. Jackson și o rundă, un eco foarte bun. Un eco foarte bun. Păi ca să-ți răspund la întrebare, BGG în mod normal, dacă e să luăm ultimul rank, e a doua echipă din țară, Cure pe primul loc. Slavin a jucat la Intense, Jackson a jucat la Next, Funky a jucat la Balkan Bears, Jaguar la Balkan Bears, Manu la Balkan Bears. La Bintown Bandits. Așa că e mix. Nu-s nicăieri. Uite, Supreme Master First Class Dark Show. Aaaa. Manu știu cu Disgusting Guardian, unui două AK-uri, trei steluții, nebunii din astea. Revenim la meci. 4 versus 2, 4 la 2, scorul pentru Bucharest Business. Deși au pierdut runda, IGG au forțat. Au arme în momentul de față, un AVP pentru Jason. Și probabil că vor să intre în mijloc. Derek va da un smoke care va pica aici. Să vedem ce se întâmplă. Acțiunea se mută pe Funky, se 3-4 jucători intră în mijloc. Funky apasă smoke-ul, omoară pe puse și îl rupe pe Derek. Manul omoară pe Talazida, nu-i sare să-l omoare pe Derek. Jason îl prinde pe Slavin din tunel. Foarte important acest frag, dar au pierdut bomba. Au pierdut bomba în mijloc. Funky tura asta se verifică bine colțurile și Lomar îl prinde pe Wicked, îl găsește acolo. Să vedem. Funky face frag. Iar și 4 fraguri pentru Funky. Moment în care strigă, i-am pișat. Mă muca sigur. 5 la 2 scorul pentru Balkan Bears. Mamă, buc pentru mix. Da. IGG o văd că forțează. Doi dintre ei au forțat. Da, da, e urâtă treaba acum la IGG. Din câte văd. Cred că se ceartă sau ceva. Ma dacă le pică moralul în momentul ăsta e nașpa, pierd meciul. Bun. Curățăm tabela. 2 catacombă, 2 bunelu, talazistină lungul. Să vedem, probabil că vor să încerce să intre scar, că asta le-am mers. Să vedem, da, s-au donat 4 scară, probabil că unul să țină mijlocul. Talazistul se uite în mijloc. Jax îi vede în scară și intră, în momentul de față intră scară. Aruncă toate grenadele, foarte bine. Jack se retrage lung. Foarte bine au făcut. Au jucat pe recuperare. În momentul de față se fac recuperarea perfect. Deoarece este un jucător care așteaptă în bunel. Și neînțelege, nu... Au plantat bomba prost. În spate au plantat. Dacă intră cineva și dă defuz, e clar treaba. Talazis îl dobară pe Manu, 45 în momentul de față. Talazis îl obară și pe Funky. Jaguar îl enimână pe Talazis. Jax l-a văzut pe Derek, l-a omorât. Jason l-a omorât pe Jason. Jaguar l-a omorât pe Jason. Puse pe Jaguar. 1 vs 2. Și puse dublează pe Jax. Cam țărănuși ăștia din Piatra Neamț. Dar și ăia din Bacu. Crede-mă. Victor. Bun. Hunter i-au cumpărat. Runda asta, 5 la 3 scor în momentul de față pentru mix. Să vedem, același default pentru IGG. 2 tunel la începutul runde, 2 mijloc, tare a zis ține lungul. Bă, limba mea română, n-ai cum cu ea. Mai ales că vorbesc tot pe nas și capul stă la somn. Se intră scară, ia să vedem. Hai mă, dau și X3, gata. Avem X3. Bun, bomba scară, 3 jucători mijloc, smoke mijloc, se face fake mijloc în momentul de față. Jax cu grenada în mână, urât. Să vedem, se intră scară, Funky face frag pe Wicked, dar la Ziz omoară, scoate lungul, bomba este picată în bază. A, un avantaj enorm. A, o pierdut runda IGG-ul, au picat bomba în față.
Au pierdut runda NGG, este 6 la 3 pentru Bucarest Business. Mama, ia să vedem. Să vină o mare pe Derek. Să vedem. Lasă la 3 scor în momentul de față. Și IGG au eco și vor sta și vor aștepta. Bineînțeles. Ce să facă și acum? Bam, 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 bam. Și bătaia acolo în lung. Vedem, am scos două arme, 3 vs 3, la fel, băieții de lung mor pe capete, nu înțeleg ce fac acolo. În schimb, Derek are 4 HP, Jason 20. Slevi ne așteaptă, împreună cu Manu pe mid. Face frag, Slevi face două fraguri, Manu dublează și el. 7 la 3. Trei scorul în momentul de față. Ronda de arme. Ce naiba. Bun. Să vedem ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic în momentul de față. Se trage pe mici, doctor a zis ține lungul. Jason a stat în baza cu polarul, așteptând să iasă cineva pe mijloc să facă pic. Se adună pe scară. Singurul loc unde a reușit să facă ceva până acum. Hai să vedem. Se adună toți mijloc și scară. Da, și va urma o executare pe X-ul. Bam, bam. În momentul de față se intră. Funky Tupist se bate cu Jason, cu polarul, pe mid. Jack ține singur scara din pantă. Și. O omoară pe Derek, puse replică. Bomba va fi plantată de către Talaziz. Și urmează recuperarea. Să vedem ce se întâmplă. Polarul este scară, trei oameni scară, dacă se dă un flash acolo, e dezastru. Puse domară pe Manu, Funky pe puse, Jason pe Funky. Și Jaguar nu se uită în față. Slevin a rămas singur 1 vs 3. Frag bun pe Jason. Wicked sare în bază. Ce era normal să facă și... momentul de față o să țină de polar. Dup! Bă, Victor! Ești mai prost! Să nu zic nimic rău, nu mai zic nimica. Bam. Opa, s-a întâmplat ceva cu unul, așa. Bun. Revenim la meci, 7 la 4 scor în momentul de față pentru Bucarest Business. Și auto director este on. Opa, directul știe pe Slevin. Și îl omoară imediat, îmi dă și un salut lupuse, un nou damage. 4 vs 5, început bun de rundă pentru IGG. Funky cu un flash pe mijloc și se pare că se va intra B. Mijlocul B. Să vedem ce face Funky aici. O dobară pe Wicked, foarte bine, două fraguri până acum pentru Funky. Se intră X2, Manu face frag. Jason este omorât de către Funky și 1 vs 4. Dar a zis contra 4 jucători. Scrim de România îl doboară pe Talaziz. Momentul de față scor este 8 la 4. Deci, ce pot spune decât
că dacă se continuă în acest ritm, mari favoriți ce sunt Bucarest Business. Bun. Deci pe runda numărul 13, ce se ține lungul, 2 mijloc, 2 tunel. Și a plecat din lung, câte se pare. Iarăși, se intră scară, singurul loc unde au putut să intre, să facă ceva, sau... Da, Pusea intră scară, Jaguar l-a eliminat pe Puse, Wicked este eliminat de către Funky, 2 vs 5, 3 vs 5, Derek se bate și el pe mijloc. Tarazis este rupt, îl omoară, Derek... Tarazis omoară de Funky, iar Manu închide runda cu un kill pe Derek. Scorul este 9 la 4, sau prost cu banii, Tarazis are 3500, iar Puse 3100, undeva pe acolo. Deci, da, să vedem câte runde. Au 6 runde, n-au 6 runde. În momentul ăsta stau încă prost, stau foarte prost cu banii. Dacă pierzi runda asta, o să fie urât. Să vedem, Jaguar cu Polar, deci ne uităm pe Jaguar în momentul de față. Fiți atenți aici. Această runde este pierdută de Jaguar. Și-a luat Polar. Bun. 4 vs 5. Se așteaptă retake-ul. Manu a văzut în filme cât îi poți urca pe acolo, pe streamuri. Încearcă și el, dar nu reușește. Și doi jucători, doi counter între scară. Manu face frag, face două fraguri. Uitați-l pe Scream! Trei fraguri! Și este eliminat de către Jason. 2 vs 2. Jax are cu o grenadă. Și nu îl vede în bază. Nu s-a uitat bază. Și acum 1 vs 1. Bravo, mă, Funky. Da, 9 la 5 în momentul de față. Și ultima rundă. Hai să vedem. Totuși, stau mai bine IGG-ul Bucharest Business, stau mai bine cu banii decât IGG-ul. Și-a luat banul Polar. Sper că o glumă. Să vedem. Înțeleg, și-a luat mag. Stau prea mult în bază, nici nu știu ce să cumpere oamenii. Bun, never mind. A început runda. Și probabil că vor intra din nou scară. Da. Se adună scară. Manu le elimină pe Tal, a zis foarte bine, Manu. Ce scuze că m-am îndoit de tine vreo secundă. M-am îndoit de tine, nu cu vreo secundă. Se uită încă în mijloc Manu. Wicked vrea să facă pic. Op, au sărit amândoi. Și bomba se duce spre B. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Slavin ne așteaptă sus, pe cutii, și mai este încă cineva on site. Mai este Manu, dar... Pare că a plecat înapoi în mijloc. Și IGG-ul sunt foarte indecis, nu știu ce să facă încă. O la pasă pe Funky, foarte bine, Slavin. S-a întors, Pusse a rămas singur, 1 vs 5. Scorul este 10 la 5 pentru Bucharest Business în momentul de față. Frag pe Funky, era normal. Frag pe Jaguar, 1 vs 5, clutch pe HLTV urmează. Hai. Să vedem, se intră în mijloc. Unde este așteptat de 2 jucători sau de niciunul. Hop. Da. 10 la 5 pentru Bucharest Business în momentul de față, care au prima șansă în a câștiga acest meci. Au un avantaj foarte bun. Dacă câștigă prima rundă, runda de pistoale, au șanse mari să joace următorul meci cu EasyFix. Să vedem ce se întâmplă. Să vedem. Bam, bam, bam. Să vedem. Se face up, se face rush la scară. Sau turnuleț. Trebuie să duc catac tunel. Da. Și vor vedea pe cei din scară. Hit foarte bun. Acolo dat de Wicked pe Slavin. L-a lăsat cu 5 HP. Având și armură. Să vedem. Ce va fi. Da, momentan sunt strânși toți spre B. Counter-y. 2B, 1 mijloc, 2 scară avansat. Dacă Funky, el poate lua runda. Dacă se bagă și le zice că este liber, poate lua runda aici. Funky. Ah.
Hai să vedem, avansează cu geas, cu bomba. Și se uită. Manu nu trebuie să moară. Manu nu trebuie să moară, că e singur care mai are ceva HP. Din toți. Și s-a dat seama, IGG s-a dat seama că intră lung. Wicked îl omoară pe Funky, dar a zis pe Manu. Două fraguri pentru Wicked, Jaguar îl elimină pe Puse. Și... ceea ce în teorie este o hartă de Tero. Dar este o hartă de Tero pentru echipe. Ce vedeți voi? Că se câștigă foarte multe runde la Counter. Asta din cauza faptului că echipele nu sunt echipe și nu sunt pregătite. Pur și simplu. O echipă bună nu are cum să piardă atâtea runde când este Tero. Hai să vedem Rush B. Și frag, un frag făcut de Puse, unul de Derek. Slaven îl omoară pe Derek, Jax îl omoară pe Puse, au două arme. Nu, au avut două arme, au o armă și unul versus 4. Da. 10 la 7. Habar nu am ce line-up a avut Natix. Dar știu că a jucat, am impresia că a jucat Judgment în locul lui Zbuffer. Nu sunt sigur, dar așa am înțeles. Ce suferinții pe chat. Să sari în cap. Bun. Încă un... Să vedem. Fac chestii în mijloc, se duce, intră singur. Ia să vedem. Da, se intră singur, Derek-ul așteaptă spre B. Hop. Și îl omoară. Îl omoară pe Derek. 4 vs 5. Entry frag foarte bun. Frag foarte bun. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Manu stă în smoke la scară. Wicked îl așteaptă. Și se pare că... se pare că Alex intre scară. 4 scară, unul lung. Să vedem. Wicked a făcut numai un frag, o grenadă foarte bună dată de Jason. Sau nu e așa de bună, că n-a făcut niciun damage, nimica, nici te văd. Și se intră scară în momentul de față. Ba nu, se întorc mijloc. S-a întors mijloc, iar... care era pe mijloc. Puse i-a văzut. Și i-a anunțat și pe ceilalți. Hai să vedem dacă îl prind pe Puse. Jason îl omoară pe Slevin. Situație de 2 vs 3. 1 vs 3. Și... Manu, ce faci? Ia, ia la Te-a văzut așa ceva? Mamă, 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 mamă. Cum s-a întors, ce moment. Ce moment prost să întoarcă. Bun. 10-8. Rundă de arme pentru teroriști. Păi o să fac, adică să vedem când e finala. Probabil o să fac la toate meciurile. Puse. Puse a jucat foarte agresiv pe scară. L-a eliminat pe Funky 4 vs 5. Și... bun, ok. Faza proastă în momentul de față. Există șanse foarte mari să ajungă la același scor de pe hartă de pe Nuke, și anume ceva 16-14 sau prelungiri. Din câte se vede, precum IGG, care cât intrau scară cei de la Bucharest Business, habar n-au ce să fac. Din câte văd eu. Momentar vor intra trei pe mijloc și bomba va intra în tunel. Dar hai să vedem ce se întâmplă. Sunt doi jucători în mijloc, doi în B și unul în bază, pardon, pentru counter. Manu cu renada în mână este eliminat de Jason. Jason face două fraguri. Jax îl vede pe Derek, îl omoară pe Derek. 2 vs 3. Jaguar face frag. Două fraguri foarte importante pentru Jaguar. Și în momentul de față... să vedem. Mamă, ce timing. Priviți și voi ce timing. Deci ce timinguri. Jason este știut. Jaguar face o prostie uriașă. Să vedem. 1 vs 1. Jason 23 HP, Jax 51. Bun, normal este runda lui Jax, dacă nu face vreo prostie.
frate. Și 10-9. Să vedem cum stau cu banii. În mod normal trebuie să aibă bani teroriștii. Da, au bani și pentru runda următoare. Prima hartă a fost de nuc și a câștigat echipa lui Falchi, da, 16-14. Iar în momentul de față, echipa lui Funky trebuie să câștige runda neapărat. Este 4-0 pentru IGG. Hai să vedem ce se întâmplă în runda asta. Se pare că se duc 3B, 3 tunel, Funky se uită în mijloc, Manu ține lungul. Tura asta o ales. Oh, Manu! Priviți-l pe Manu! Ce a făcut? Da, exact, numai că și-a scris numele invers. Entry frag foarte bun pentru acest mix, iar Jax este în bază. Opa! Acum a plecat din bază. Ok. Wicked și Talazin sunt avansați, stau agresiv și priviți-l pe Puse unde este și el a avansat. Momentul... Și ce vor să facă? Nu știu ce vor să facă în momentul de față. Aruncă flash-ul, dar nu intră nimeni. E ceva foarte dubios. Să vedem. Talazin frag pe Funky. Intră și Jax. Jax replică. IGG, Wicked îi așteaptă în site. Și Jaguar va da piept cu Wicked și este eliminat Jaguar de către Wicked. Puse este eliminat de către Jax, dar a făcut un frag. Jax face două fraguri foarte importante și plantează bomba. Și unde este pauză? Asta înseamnă că Derek a murit și a câștigat runda Bucarest. Bucarest, cum îi cheamă? Business. 11-9. Azi văd ce mi-a scris pe chat. În primul rând este 128 tick rate. Așa. Să vedem. Voi disband. Păi, Aline, noi eram de mult timp disband. Numai că am zis, hai să mai jucăm cât de cât. Opa, și-a revenit. 1 vs 1. Slavin. Slavin se joacă cu focul. Vedem. Oh, nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred. Ok, rundă foarte bună pentru Derek. A egalat scorul la 10, dar deoarece au plantat bomba, teroriștii au bani. Mai au încă o șansă să intre iar în avantaj la runde. Bun, hai să vedem ce default este prezent în momentul de față. Se pare că sunt doi în tunel B. Manu ține lungul. Funky cu Jaguar se uită în mijloc. La fel, cum vedeți, au avansat scară. Se uită cu Polaro. Ia să vedem. S-a grăbit Puse și l-a ratat. L-a ratat pe Slevin. Jax a jucat la ăștia, la Next Please o vreme, la CSGO. Bun, revenim la meci. Va urma un split, se va da smoke aici, vor intra 3 jucători aici, 2 aici. Ceea este o greșeală foarte mare. Ceea ce este o ia să vedem. Sunt 3 jucători în mijloc. Manu frappe, Wicked, Jason replică. S-a tras impecabil, s-a tras. Puse reușește să-l omoare pe Jaguar pentru o gaură prin smoke. Situația este de 2 vs 3. Ia să vedem. Funky le elimină pe Taraziz. Momentul de față, Puse va ține de pular, că este singurul lucru pe care îl poate face. Și scorul devine 11-10. Ia să vedem cum stau banii. IGG stau cam prost cu banii în momentul de față, dar... a scăpat. A pierdut arma. A tras perfect, a tras Levin. 11-10. Să vedem banii. Da, este eco. Este eco pentru IGG și o șansă foarte mare pentru terorist să se distanțeze la două runde. Să vedem. Grijă cu automata lui Derek, momentul de față.
Hai să vedem ce se întâmplă. Jax este din nou AFK. Probabil că Jax este in game leaderul lor. Și el vorbește sau Jaguar, nu știu. Slevin se joacă cu Derek și îl învinge, îl omoară, 4 vs 5. Da, nimeni nu lung, nimeni nu ține X-ul în momentul de față, în 3 B, cred că vor decide să facă rush sau nu. Sunt foarte mobili, counter, după cum vedeți, cum se mișcă pe hartă. Talazis este avansat scară și puse porți. Să vedem ce se întâmplă. S-au mutat spre X-ul în băieții. Manu l-a văzut pe Jason și l-a și omorât. Talazis are inamic în față, pe Jaguar. Bun. 1 vs 5 și rundă câștigată de teroriști. 12-10 și în momentul de față trebuie să forțeze. După cum vedeți, 3-4.000, 3.000, 3.400, 3.600, 3.000. Au forțat? N-au forțat. Ok, ce se întâmplă acum? Dacă IGG-ul nu câștigă runda asta de eco, se face 13-10. Dacă runda următoare nu câștigă nici pe aia, care va fi runda de bani, se face 14-10 și cam s-au dus șansele să câștige meciul și harta. Bun. Să vedem ce e pe hartă. Oh, uitați un pic cum stau băieții de la Counter. Ce au zis? Teroriștii au toți jucat mijloc cu B. Ia hai să ocupăm noi mijlocul. Mai e foarte important să nu moară teroriștii. Dacă Manu reușește să avanseze. Ia, Funky a făcut fake mijloc. Au făcut frag pe Jason. Pus el doboară, dar între timp Jax replică. Să vedem, se intră scară, nu este nimeni scară. Manu a avansat de pe lung. A verificat scara, a verificat și site-ul și le-a comunicat pe echipierul că este liber. Plus că l-a eliminat pe Tarazis, ceea ce înseamnă că Derek este 1 vs 3, cu arma nebună. Derek le-a eliminat pe Slaven și avansează scara, unde poate să facă rost de o armă. Momentan nu este nimeni scară, în schimb este mijloc Jaguar, care îl știe, sper. Bun. Ok, 13-10, momentul de față și rundă foarte importantă de arme. Să vedem. Să vedem ce se întâmplă. Ca default, la început, 2 tunel pentru teroriști, Manu ține lungul ca de obicei și 2 mijloc. Pus el elimină pe Jaguar. Talazis a făcut up aici. Lui puse. Asta i-a permis să vadă prin smoke. Început bun de rundă pentru... A început foarte bun pentru rundă. Slevin a făcut un pic care nu era nevoie. Și asta i-a costat, i-a dus în situația de 2 vs 5. Falchi a intrat fără să aștepte smoke-ul de pe mijloc, altă greșeală, 3 greșeli până acum, care a costat, care va costa runda, practic. 2 vs 5 momente de față. Da, în momentul de față nu, nu o să facă decât să scoată, să spere să scoate niște arme, să scoate niște arme. Da. Ținut clasic, 2B, 2X1. Dar a zis, stă în poziția asta aici pentru a dubla, pentru a-l dubla pe Derek, dacă în caz că intră în mijloc. De asemenea, Talaz îl poate dubla și pe Jason, în caz că intră scară, și îl poate dubla și pe Wicked, în caz că intră lung. Dar nu se va întâmpla nimic, deoarece vor ține armele, vor salva runda asta, că ăsta e singurul lucru pe care pot să-l facă. Vor ține armele, priviți banii lui Jax, 10.000. Și Manu 7.000. Și Jaguar 7.000. Nu se vor cheltui foarte mulți bani. În runda asta. Runda 25. Ceea ce este foarte bine.
Bun. Încă o rundă nouă de arme. Să vedem. Se face apla scară, tura asta puse cu polarul va vasa scară și se va uita tunel. Dar le-a zis, îi va face ap. Va arunca pe cutii. Slevin va veni tunel pe W. Parcă văd. Da. Va entry frag pentru puse. Acesta retrăgându-se în spate, în site, da. Bun. Ok. Manu a avansat bine. M-a trebuit să-l vadă. Foarte bine l-a prins pe wicket când era pe cuțit. Pe grenadă. Însă punse îl așteaptă cu polarul lung. Îl așteaptă, doar că Manu, să vedem ce face. Pentru moment s-a retras și acum s-a decis să vină iar. Nu așa, mă, băiatule. Bun. 3 vs 4 scorul. Chat-ul e în flăcări. Un jucător funky s-a avansat scară. Să vedem. Au făcut fake foarte bun mijloc. L-au făcut pe puse să plece pentru un moment. Și Tal a zis, ține smoke-ul. Opa. Tal să-l doboară pe Jaguar, îl doboară și pe funky. Situație de 1 vs 4 la momentul de față. Să vedem. Jax îl omoară pe puse, ratându-l. Polarul. Și este singur într-o situație 1v3. La fel, nu are cel mai bun lucru să se țină de armă. Ce fac, mă? Dar nu reușește. Bun. 13-12. Dar teroriștii vor forța în această rundă, deoarece Jax a avut undeva la 10.000. Chat-ul e pe tărâmul elfilor în momentul de față. Nu înțeleg ce se vorbește acolo, deci nici nu mă bag. Dar știu că se vorbesc foarte multe prostii și tâmpenii. Revenim la meci. Bun. În momentul de față, Jaguar s-a săturat ca Slevin să moară în catacombă. Și să vedem, tura asta vor ține default normal IGG-ul. 2 în B, 2 lung, 1 pe site X1. Să vedem ce se va întâmpla. Puse, dar a zis, pardon, este la tatuaj. Când va intra, va da flash cu peretele și se face un fake mijloc în speranța. Deja l-am omit pe puse, după cum vedeți, pentru început. Sau nu, s-a retras. Nu prea le-a funcționat fake-ul, deoarece Jason se uită în mijloc și vede că nu a intrat nimeni. Și acum vor intra pe de-al bunele, ia să vedem. S-a dat molotov. Și se intră scară. Puse o reacție foarte înceată, dar totuși reușește să facă două fraguri foarte bune. Manu îl omoară pe wicked. Slevin îl omoară pe puse scară, iar Talaziz face două fraguri foarte importante. Da. La fel. Rundă pierdută aiurea, scorul momentan este 13-13, iar teroriștii au eco în mod normal. O să fie un meci foarte echilibrat și ăsta. Foarte echilibrat. Ei, deja, da. Să vedem. Top fragger pentru IGG este puse cu 24 de fraguri, iar Slevin este top fragger pentru Bucharest Business cu 22 de fraguri. Să vedem. Vor folosi acest eco pentru a vorbi, pentru a discuta ce vor face în următoarea rundă. Deoarece este foarte importantă următoarea rundă. Momentan scorul va fi undeva la 14-13 și trebuie să câștige runda. N-am mai câștigat runda de, cred că de 4 sau nu, 5 runde consecutiv. Ok. Deci ori încetați cu nebuniile sau timeout. Nu ne pasă dacă jucați pe SEA Europa, nu ne pasă dacă jucați pe America, ok? Nu sunteți la LAN, sunteți slabi. Numai eu sunt ăla bun, că sunt gras. Ok. Revenim la meci. Nimic la meci. Autodirector on. Teroriștii nu vor face decât să aștepte. Probabil vor intra și B. Oh, Jaguar frag pe Jason. Derek replică. Două fraguri.
Să vedem. Wicked îl dublează pe Derek. Și Jax a pierdut. A murit. Bun, scorul este 13 la 14. Iar acum este momentul ca teroriștii să câștige. Acum, serios, ori terminați cu aberațiile, ori aveți timeout. Vorbiți de niște lucruri foarte tâmpite. Ok, hai. Puse din nou frag. A făcut antifrag Jaguar. Și își schimbă pozițiile, sunt 3x1, 2b. Nu înțeleg ce au făcut băieții de la Tero. Adică n-au făcut nimic, pur și simplu au intrat pe rând, au murit la începutul rundei. Jason și Wicked avansați la scară. Slave intră în mijloc. Se uită dacă e cineva. Ei greșesc aici, ei intră numai până aici. Și Derek nu-i vede că intră. Automat le spune că este fake. Și nu se întâmplă nimic. Hai să vedem, Wicked a sărit în bază. Doi săriți în bază. Da, Slevin este doborât de către Wicked. Se intră scară în momentul de față. Să vedem. Flash-uri peste flash-uri. Jason frag pe Manu. Funky replică. Wicked frag pe Funky și... Jax este știut, va intra și va muri. Da. 15-13. Și rundă de hartă. Șansă. IGG în momentul de față au două șanse să egaleze scorul la hărți. Te găsește pe Google Streets. E mai bine. Bun. La fel, au pierdut foarte multe runde când entry frag-ul l-au avut cei din IGG. La fel și în această situație, în această rundă, IGG-ul au entry frag. Cineva se duce tip-til la Tero pe lung. Jackson scoate pe Derek foarte bine. 4 vs 4 în momentul de față. Să vedem ce se întâmplă. Funk este scară. Și moare, dar a zis îl ucide cu sânge rece. 3 vs 4 situația pe hartă. Comeback, da, e scris-o bine. Deci e scris-o perfect, comeback. Ok. Și se va intra, un jucător va intra în mijloc, doi va intra tunel. B, cu execuție, un split, mijloc cu B. Jaguar, întârzie, puse face frag pe Jax, două fraguri puse și 16-13, a doua hartă, IGG câștigă DDoS 2 și egalează la hărți 1-1 în momentul de față. Congrats! Mai urmează o hartă, să vedem, doar o cutie pentru Slevin. Op, ce-am apăsat.